eram cu Cristin în oraș să căutăm un cartou reprezentativ al zonei Vrancea. N-am găsit. Deci, apropo, de asta că nu are reprezentativ niște putercuțe cu vinde aici. Apropo de asta, la Consiliul Județean Alba, de exemplu, un coleg de vreastră, eu și când, și ei au cumpărat, pentru că trupa respectivă care a scos albumul, plus noi, te cheamă, au scos un album, Consiliul Județean a cumpărat 200 de discuri din cele 1000 printate, tocmai să vedea, domnule, astăzi, în județul ăsta, sunt alte instituții care să, exact cum spuneau ei, să aibă de dată o chestie de protocol, o chestie de o... Da. Damigeană de vin, o oală de lut, o mască, o... Acele fișe de antropologie culturală pe care încercăm să le facem și pentru cercetarea noastră, dar mă gândeam să le fi pus într-un lian, să le aibă primăriile la dispoziție când vine cineva. Destul de greu să las convinși primarii... La fel, tot de la Alba, vă dau, ei cunosc bine pentru că am lucrat cu ei. Ei ce făceau? Au făcut? Se prezintă la Târgu Năgătorii, da. Și promovează pensiunile din județul Alba. Mm-hmm. Da, deci promovarea o face serviciul turist în cazul Consiliului Județean, pentru că o pensiune nu și-ar permite să-și cumpere stand la Târgu Năgătorii, dar ei ca și... Exact ce spunea Ana cu asta, cu practic promovează agenții economici din județul lor. Dar dacă agenții economici aduc bani în județ, și județul trăiește. Exact ce spuneați cu măștere. Dacă oamenii vor vinde măști, Care este, de fapt, valoarea acestor lucruri? Nu sunt oameni suficienți ca să zici că faci echipe și să iei, măcar în satele unde știi că a fost și este tradiție încă, să identifice astfel de lucruri care se poată fi salvate, da? Și încet, încet, tradiția se cam duce. La noi au început să moară, au 80 ceva, n-au apucat să transmită mai departe, nu sunt susținuți, nu nimic. Eu știu când ne gândim să facem ceva. Facem unii toți, probabil. Dar la țară mai sunt în școli copii care învață să coasă. Noi am găsit, am întâlnit. Coasă costumii populare, au copii care mai lucrează. Acest proiect, mai avem un produs, vă zic de poveste, vi le arăt. Marți o să merg și doamna Janina la Jariștea. Un profesor care a scris o monografie și un profesor de istorie bun, din Vrancea, Cezar Chierciu, a scris o monografie a Jareștei. Și atunci l-am rugat să facă și o oră cu cele mai importante lucruri despre Jareștea, în vederea culturii, istorie și tot ce merită. Și o să filmăm această lecție demonstrativă, o să multiplicăm DVD-urile respective și pentru elevii din clasele, elevii din Jareștea, sau și la primărie, dar important este să intre pe această platformă pe care încercăm noi să o realizăm. Deci, și fiecare comună va avea o istorie de 50 de minute pe care o pot urmări, sau poate mai puțin, 30-40 de minute pe care o pot urmări. Dacă eu mă duc la Jariște, apropo de vin. Nu aș vrea, după mine e de Jariște, deci da. O să-i transmit. Eu m-am mai gândit la ceva, că în mișcare nu poți să salvezi tot. Adică nu poți să te străduiești, lucrurile astea merg mai departe, firesc. Nu poți să îi forțezi pe oameni să ducă mai departe niște lucruri care nu vor să ne mai ducă sau nu pot. Deci nici asta, de cred că sunt un echilibru. Nu poți să dai buzna peste ei cu echipe să facem aia, să facem aia, să facem aia. Înțelegeți? Eu fac de bună voia lor. Au o bucurie de a trăi, au o bucurie de a face ce fac, încât nu trebuie să devină obligație. În momentul când va deveni obligație, se duce pe apa sâmbetei de tot. Nu știu. Nu, nu. 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 Nu.
Deci să mă pinta un timp cu un client, un timp, el să vă, dorim să vă aduce la școală, să vă aduce la licee și va discuta despre tradiție. Și dacă elevul discută despre tradiție, după o lună despre tradiție, după încă două săptămâni despre tradiție, după câteva luni de zile s-ar putea să fii mai receptiv. Da. Eu mă referam la oamenii din sat, nu la elevii din sat. Artizan creată și nu văd nimic. Există motive serioase. Dar poate se găsesc și alte căi de promovare, da? Și nu numai anumite căi de promovare. Se pot găsi și alte căi de promovare ca oamenii să își vândă produsele în alt mod, direct, altfel. Nu se mai fie tradiție, după părerea mea. Dar, poate să fie tradiție, pentru că dacă nu face lucrul ăsta impus, el oricum lucrează, că asta face zi de zi. Și bănuiesc că la un moment dat se adună teama în magazia cu lucruri și mare ce să facă cu el. Nu se strânge nicăieri. Eu vă gândesc la Tudorița, care a ajuns să facă mărgele. Deci a pornit de la una și a ajuns la alta, ca să le vândă. Deci pentru că i s-a inoculat ideea că trebuie să fie comercială și atunci face mărgele. Dar poate să vândă 50 de lei, foarte bun. Și poate să transmită meșteșugul unui nepot, nepotul poate să accepte foarte ușor. Dar bunicule, văd că vinzi, e o chestie și poate să o preia. Făcând așa, dacă vede că bătrânul muncește și stă moștele în magazie și nu vinde niciuna, spune, băi, tata, eu plec în Italia, că aici, uite, trebuie să mănânc. Rând dacă cineva cumpără și apreciază la adevărata lor valoare, da, domnule, o mască excepțională, poate să pot să mă duc în Franța și câștig un concurs, atunci poți să transmiți. Eu știu un meșter care am încercăm. Și a avut, are trei nepoți să vinde produse din lemn și a fost meșterul Vrancei. Da, a fost și pictor care în timpul vieții a vândut o singură pictură. Până la urmă de motivele populare se leagă toate segmentele din țară. Sigur că da. Deci vreau să vă spun că au venit cei care fac articole din porțelan, au venit și au luat motive de pe IA populară ca să așa, și au făcut bani frumoși în străinătate, dar tot pe n-au cumpărat porțelanul, au cumpărat motivul de pe IA practic. Cine a un alt proiect pe care vreau. Nu avem nimic în patrimoniul UNESCO, dar avem această dorință. Și am scos vreo 12 cărți poștale și cu două documentare foarte bune în colaborare cu doamna Janina. O să vi le trimitem prin un transfer sau pe YouTube. De exemplu, am în față și puteți să luați când plecați de acolo unde e Sorin cărțile poștale. Am în față cartea poștală de la Biserica de Lemn de la Poiana Mărului. Da? Are pictură exterioară. Este una dintre cele mai valoroase. Acolo a fost Sfântul Vasile, Vasile de la Poiana Mărului. Da? Știi despre ea? Da. Da? De unde știi? Eu sunt în orchestră Bala Rămnicului și așa. Am stat Jitia, partea aia, da? Chioșten, dar este aparte. Jitia, imediat... Dacă mă întreabă cineva ce unitate administrativă este Poiana Mărului, nu știu. La Jitia este. La Jitia sau la Buzău, la Bisoca. Deci eu revenit că... E o chestie de proprietate. Dar e la Jitia. Dar frumusețea acestei biserici, și mai este încă una, ascunsă undeva una mică, o catedrală foarte frumoasă din 1815-1820, cea mică, da? Făcută de ruși. De fapt, amândouă sunt făcute de ruși. Este un punct de atracție extraordinar de interes și apropo de zona care este mirifică. Da. Da? Pitorească, da. E deja pe site-ul asociației, înainte să... TVR-ia și acum mai suntem în negocieri, că au trei documentare făcute cu Valentin Muscă despre bisericile din Codri, mănăstirile din Codri Meri, bisericile de lemn și bisericile Odoveștului. 4 la 4 și Consiliul de Țean Brancea ce-a făcut în engleză un film cu legendele, legenda, da, Brancea, cred că o să recomandăm cumva până la urmă, pentru că și filmele documentare sunt importante și nu au fost discutate, da. Valele încălcăm și pe contul ăsta. Da. Făcut cumva, da. Ideea pentru ce a făcut Ana, deci în Brancea sunt mai multe grupuri care încearcă să promoveze cultura și tradiția locală, dar nu comunică între ele, nu se ajută, nu se sprijină, nu potrivă să mai dea seama cu astea. Și ceea ce a făcut Ana, i-a dus la aceeași masă poezie. A făcut o poezie. Bă, hai stă la masă, uite, tu conversezi, hai, de ce ai nevoie, eu te ajut. Deci s-a creat un loc de discuție. Dincolo de
etc. Informația asta nu vă dă doi bani. Da, și și-am dat seama că punându-le pe un site, punându-le pe un site, sunt și mai vizibile decât dacă le distribui eu și numai la, pe plan local sau numai la anumite activități. Deci, practic, pentru era o promovare, n-avea de ce să zică nu. Și mai este încă o chestie, în urma burselor internaționale, ne-am făcut niște relații internaționale, niște parteneri internaționali.